În an de întâi, Ministerul Culturii a elaborat proiectul de hotărâre respectiv în baza deciziei pe acest subiect a Consiliului Comunal Ocolina din 25 martie 2016. Bustul lui Ferdinand I din satul Țepilov a fost inaugurat în anul 1937, realizat fiind prin contribuția locuitorilor din județul Soroca. Se preconizează restaurarea postamentului și reconstituirea bustului în baza imaginilor fotografice istorice, cu edificarea pe terenul din fața Căminului Cultural din satul Țepilova, locul unde inițial a fost amplasat acest monument. Cheltuielile pentru proiectarea, executarea și edificarea bustului, precum și lucrările de amenajare complexă a terenului aferent, vor fi asigurate din contul surselor financiare provenite din donații și sponsorizări. Amintesc că Ferdinand a devenit rege al Regatului României la 10 octombrie 1914 și a condus România pe timpul Primului Război Mondial, alegând să lupte de partea Antantei împotriva puterilor centrale. Faptul că a ales să lupte de partea aspirațiilor poporului său împotriva propriei familii regale a făcut ca în România să fie numit Ferdinand cel Loial. Proiectul hotărârii de guvern este avizat pozitiv de către Academia de Științe, Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției. Rog susținerea acestui proiect. Dacă sunt întrebări, domnul ministru Munteanu, vă rog. Mulțumesc, nu am întrebări. Vreau să-i mulțumesc, doamne ministru, pentru acest proiect de hotărâre. Vreau să fim mult mai expliciți și să spunem că Ferdinand I nu a fost doar Ferdinand cel Loial, ci și Ferdinand Întregiuitorul, pentru că în perioada domniei sale, la 1918, a avut loc unirea Basarabiei cu România, iar în perioada domniei acestea, România și în mod implicit Basarabia noastră a cunoscut un ritm de dezvoltare foarte mare, iar noi suntem obligați să cinstim memoria înaintașilor noștri. Mulțumim foarte mult, doamna ministru, cu siguranță și în alte locuri, poate și în municipiul Chișinău, ar trebui să găsim un loc unde să edificăm câte un monument fiecărui rege al României. Mulțumim! Și eu vă mulțumesc, doamna ministru Babuc. Este un gest de normalitate și vine să repare o eroare și un abuz petrecut în trecut. În continuare,